miza evidentă pentru noi toți. Doi avocați care cu bună credință își apără cauza și care au identificat aceeași problemă. Problema ieșirii de la blocuri era problema comunității. Și sunt de acord cu dumnealor în totalitate. Aș vrea să corectez ceva din afirmațiile anterioare, domnule primar, pentru că am citit inclusiv minuta de ședință din acea ședință din 2006, când s-a aprobat podul. Pot să vă spun, deși nu cred că e relevant, care a fost consilierul, care a întrebat din nou dacă se poate face accesul din acea, prin acea stradă, pentru că altfel nu sunt condiții pentru respectiva construcție și apare minuta de ședință garanția primăriei că va executa acel drum. Deci vreau să fim corecți, nu cred că ar fi putut fi desăvârșită construcția blocurilor fără soluția de ieșire. E document public, e pe site-ul primăriei, aprobarea podului din 2006 și o să vedeți că a fost în condițiile executării drumului respectiv. Asta pentru a ne raporta corect la o stare în care suntem noi prin moștenire, că suntem reprezentanții legiuitorului acel Consiliu Local, indiferent că am fost sau nu am fost atunci în Consiliul Local, deci problema a fost creată de reprezentantul comunității locale și nu de unul sau celălalt, una sau cealaltă dintre părțile care astăzi ni se adresează, fiecare având în felul său drept.